Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint Scandalul Băstroe și Vocea Patriotului Naționale. Este un material după un pamflet scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Mult zgomot pentru nimic. De cele mai multe ori, pe politrucii români îi mănâncă sub limbă și atunci se apucă de declarații. Din păcate, tot de atâtea ori de mult, aceste declarații sunt complet aiuritoare și miros a ignoranță. Și, ceea ce este și mai grav, zici că sunt ori copiate, ori dictate de vreun oficios kremlinist. Cam așa s-a întâmplat și cu neonorabilul ministru al transporturilor, domnul Sorin Grindeanu. În plin război purtat de Federația Rusă contra Ucrainei, s-a trezit și Grindeanu, nume predestinat, să iasă pe micul ecran și să anunțe că Ucraina face lucrări ilegale pe canalul Băstroe, fapt ce ar pune în pericol delta Dunării. Mai bine să vă redau ce a susținut ministrul Grindeanu. Există semnale că în acest moment Ucraina face lucrări de dragare a canalului Băstroe, acest lucru putând avea impact asupra mediului și deltei Dunării. Iar Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Mediului trebuie să vină cu o poziție și să informeze. Există niște tratate internaționale pe care trebuie să le respectăm. Noi am provocat această întâlnire la Ministerul Transporturilor, deși nu este neapărat treaba Ministerului Transporturilor. Este mai mult o chestiune care ține de Ministerul Afacerilor Externe și al Mediului, pentru că vorbim de tratate internaționale pe care toată lumea trebuie să le respecte și pentru că vorbim de un posibil impact pe care asemenea lucrări de dragare pe Băstroe îl pot avea asupra mediului și asupra deltei Dunării. Sunt chestiuni care, în acest moment, noi am considerat necesar să fim proactivi, deși nu suntem titulari de filă și așteptăm într-un final de la cele două ministere puncte de vedere. Cert este că România a fost de acord cu tranzitarea pe Chilia și pe Băstroe la adâncimi mai mici a șlepurilor și a navelor, care pe adâncimi mai mari pot să facă acest lucru. Mai mult de atât, cred că Ministerul de Externe este cel care va gestiona și acesta a fost rostul acestei întâlniri. Pentru că există semnale că în acest moment sunt lucrări de dragare pe Băstroe, iar Ministerul de Externe, Ministerul Mediului, ăsta a fost rostul acestei întâlniri, trebuie să vină cu o poziție și să informeze cu date, a susținut ministrul Grindeanu. Și imediat a început circul, fiindcă, slavă Domnului, de circarii nu ducem lipsă, având maestri emeriți, precum Marcel Ciolacu, George Simion, Diana Șoșoacă, plus ansamblurile etno-folclorico-patriotarde, Realitatea TV, RTV Ghiță și B1. Domnul Ciolacu în căutare de voturi auriste. Astfel, marele om politic, hamalul de la vânătorile teroristului Omar Haisam, azi președintele Partidului Social Democrat și liderul Camerei Deputaților și posibil un viitor premier dacă rotativa se va ține în mai 2023, a ieșit și el să-și facă numărul ca să mai fure niște voturi de la aur. Sunt convins că MAE, Ministerul Transporturilor din România și Ministerul Infrastructurii din Ucraina vor găsi o soluție tehnică, după ce partea ucraineană a anunțat că pescajul de pe canalul navigabil Băstroe, care leagă brațul Chilia al Dunării de Marea Neagră, s-a mărit la 7 metri. El a spus că nu e cazul ca Ucraina să fie supravegheată cu satelit, baloane sau drone, pentru a vedea ce face în acea zonă, dar că, așa cum MAE din România și-a dat acceptul pentru navigarea pe brațul Chilia și pe canalul Băstroe, la fel îl poate retrage, a declarat Marcel Ciolacu. Și, ca să fie bine înțeles, Ciolacu amenință și el, voalat, pe ucraineni, justificând patriotard și dând ultimative. Am văzut anumiți oameni politici, să nu începem să împărțim oamenii buni și răi, în susținătorii ai Rusiei când vrem să ne apărăm delta Dunării. Delta Dunării e ceva sacru pentru România. Nimeni nu se poate apropia de delta Dunării, a mai spus Ciolacu. Nu se putea fără dacopați. Imediat, fiindcă nu putea lipsi vorba aia martie din post, a sărit și apărătorul României, românismului și valorilor tradiționale, noul Cațavencu zis și George Simion, scandalagiul de serviciu al făcăturii politice de partid, HAUR.
Dânsul, conform propriilor sale filmări și postări, a mers în delta Dunării, în contextul scandalului generat de lucrările efectuate de ucraineni la canalul Bâstroe. Canalul Bâstroe, egal cu distrugerea deltei, a început să rumege spumă violetă pe Facebook numitul Simion. Ce mi se pare de-a dreptul strigător la cer este că ucrainenii au folosit la operațiunea de adâncire a canalului Bâstroe probabil motorină donată de România, susține în continuare președintele AUR în legătură cu acest scandal. Ba mai mult, liderul AUR nu scapă prilejul de a trage ceva scatoalce politice și premierului. De peste 8 luni, guvernul știa de operațiunile de adâncire efectuate de Ucraina. Premierul știa încă din aprilie trecut despre dragarea canalului Bâstroe, dar nu a spus nimic, pentru că așa li s-a transmis din partea partenerilor noștri internaționali. Maie n-a făcut nimic. Domnul Trabucel, Bogdan Aurescu, nu mișcă deloc în interesul românilor, a mai spus Simion. De asemenea, comentând decizia Ucrainei de a considera o parte a brațului Chilia drept apă internă, Simion a numit decizia guvernului de la Kiev drept rapt teritorial. România a donat benzină și motorină și Ucraina ce-a făcut cu ea? A adâncit canalul Bâstroe, s-a comportat exact ca rușii. Cred că totul îi se cuvine, conchide George Simion. Dar să vedem de unde a început toată nebunia care a continuat cu amenințări la adresa Ucrainei și ucrainienilor, cu chemarea la raport a ambasadorului și cu pâre la tătucii de la Bruxelles. Iohannis face puțină lumină. A fost totuși nevoie și de ieșirea, este drept cam târzie, a mutului președinte de la Cotroceni. Astfel, domnul Klaus Werner Iohannis, aflat la Varșovia la o întâlnire a grupului B9, prezidată de Joe Biden, a fost nevoit să răspundă unor ziariști aflați la fața locului. Pentru a ști ce se întâmplă acolo, e nevoie să vorbim cu ucrainenii. Doar că acest lucru nu s-a prea întâmplat. Am văzut că la noi o serie întreagă de politicieni s-au inflamat fără să verifice ce se întâmplă acolo. Cred că este foarte bine ca politicienii noștri, înainte să țină discursuri inflamate, să lase experții să vadă ce se întâmplă real acolo, dacă se respectă sau nu legislația internațională. Să discute în bilateral, dar și cu Comisia Europeană pentru a lua măsuri care se impun, a declarat Iohannis. După care președintele își motivează intervenția. Dați-mi voie să vă spun că pe acel canal Bâstroe se draghează de ani de zile, fiindcă ucrainenii îl folosesc pentru navigare. Unii politicieni de-ai noștri cred că au simțit o ocazie să se profileze un pic mai mult în spațiul public românesc, probabil în vederea alegerilor care vor avea loc anul viitor, a spus președintele. După care Iohannis aruncă bomba cu fitil. Ucrainenii au solicitat să existe discuții la nivel de experți și cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Mediului și pe alte paliere pe externe. Aceste discuții nu au avut loc, dar ai noștri inflamați și hotărâți fac afirmații care nu au un fundament dovedit. Ucrainenii afirmă că ei draghează pentru întreținere și nu pentru altceva. Știe și Ministerul Transporturilor cam din octombrie, nu e o noutate. Ei ne-au anunțat oficial că vor să facă dragări și lucrări de întreținere pentru a-și exporta marfa. Noi le-am dat un acord provizoriu până când se clarifică, iar această chestiune a fost comunicată și Comisiei Europene. Nu este absolut nimic nou aici. Dacă se exagerează prea mult cu astfel de chestiuni, pot să vă spun sigur că vor fi unii care bucură la Moscova, a spus Klaus Iohannis. Deci cam așa stau în realitate lucrurile cu pseudo-scandalul Bâstroe. Canalul este pe teritoriul ucrainean. Și, normal, ucrainenii fac lucrări de întreținere pentru a-l menține circulabil. Celor care urlă cu mândrie dacă o proletară, le amintim că nu ucrainenii au pus în pericol rezervația deltei Dunării, ci chiar noi, prin construcția de canale interioare. Vezi canalul Sulina, dar și gigantul canal Dunăre-Marea Neagră. Doar construcția acestui canal, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, a dus la colmatarea peste 40% din suprafața deltei și la dispariția mai multor păsări și animale ce și aveau de mii de ani habitatul în delta.
Și trebuie să mai amintim un lucru pe care îl omit patriotar zi de ocazie, și anume că atât guvernul României cât și Uniunea Europeană știau de acțiunile Ucrainei și își dăduseră acordul prealabil. În rest, precum spunea bătrânul Will, mult zgomot pentru nimic. Baze militare românești în SUA. Nu putea să lipsească din spectacolul național de circării și maimuțăreli vocala senatoare Diana Ivanovici și șoșoacă. S-a trezit și domnia sa într-o dimineață și, nebând cafeaua și nici alte licori bahice, s-a urcat nervoasă la tribuna Parlamentului României și a delirat în direct contra NATO, Joe Biden și Statele Unite. Pe duduia voluminoasă o deranjează prezența bazelor NATO în România, fiindcă este convinsă că Rusia ne va declara război din cauza acestor baze străine. Ba mai mult, șoșoaca l-a acuzat pe Joe Biden că ne atrage în războiul ruso-ucrainean și că de partea rea a ucrainenilor. În plin delirium tremens, ea l-a somat pe prezidentul american să permită României să-și construiască și ea baze militare pe continentul nord-american. Știe ea, senatoarea lui Pește Prăjit, că este nevoie de armata română la granița nordică a SUA, fiindcă nu-i așa, vecinii canadieni sunt un popor violent și veșnic invadator și astfel trebuie întărit flancul nordic extrem al NATO. Culmea nu constă în delirul senatoarei, asta fiind oricum știu de mult, ci în faptul că s-au găsit și destui aleși ai neamului care au aplaudat-o din sala Parlamentului. Și astfel, încă o dată, senatoarea lui Pește Prăjit și-a arătat multivalențele ei de femeie atotștiutoare. Știm că și-a arătat inteligența și calitățile în domeniul religios-creștin-ortodox atunci când a vorbit de moaște ca fiind oase putrezite, dar și atunci când a intervenit isterică în problema de la mănăstirea Frăsinei. Știm de asemenea că posedă vaste cunoștințe medicale, dovadă fiind poziția ei demnă de Nobel în cazul pandemiei. De asemenea, joacă bine și teatru. Aduceți-vă aminte cum plângea după privatizarea Petrom, când tocmai ea făcuse parte din grupul Năstase care semnase sulfuroasa tranzacție. Și iată-o acum și expertă în politici internaționale și militare. Zău că merită să stea și la Cotroceni, adică la spitalul de lângă Palatul Prezidențial. Copiii primarilor mor de foame. Alfred Simonis, liderul grupului deputaților PSD, după ce USR a anunțat că va ataca la CCR legea majorării salariilor pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene, s-a suit la pupitru și a răgnit la useriști: sunteți făcuți prin neprubete și locuiți în bule. Deputații aprobaseră majorarea indemnizațiilor pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene, iar liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a lăudat această decizie catalogând excluderea parlamentarilor de pe această listă drept o îndreptare a unei erori. Simonis apoi, cu voce plângăcioasă, a vorbit despre sărăcia primarilor și a familiilor lor. O să veniți să-mi spuneți că sunt salariile prea mari și l-am auzit aici pe domnul Scheidler, care ne spune că sunt 5.500 de lei salariile în primării. Vreți administrații publice locale performante? Vreți oameni care vin din privat să candideze pentru funcții de primar și aceștia să nu fie plătiți? Ați spus că primarii nu știu ce fac cu banii. Haideți să-i plătim ca să avem certitudinea că nu le plâng copiii acasă de foame și se pot ocupa de administrațiile lor, de comunele lor, a spus politicianul. Da, domnule Simonis, este adevărat. Copiii primarilor mor de foame fiindcă părinții lor nu sunt în stare să le pună pe masă caviar negru, mușchi de vită Kobe și ouă de dinozaur. Și nici nu le pot cumpăra decât un amărât de Bentley, nu un biet Ferrari. Și nu le pot lăsa moștenire un zgârie nori, ci doar o biată vilă cu câteva etaje pe malul unui lac. Să fim serioși, domnule Simonis. Și apropo, ne puteți spune care sunt studiile dumneavoastră? Și cum ați adunat din diurna de parlamentar averea aia de milioane de euro? Galeria monștrilor din Parlament și Guvern.
Nu putem încheia fără să nu amintim întreagăt și de alții mari comici ai micului ecran. Și începem cu vașnicul și veșnicul luptător din tabăra cornutelor, adică cooperatistul Petre Daia, dușmanul fără frontiere al lăcustelor și gândacilor de bălegar. Mai nou, ilustrul învechit în rele a sărit în ajutorul vacii dacice pe care o consideră victima ocultei mondiale. Cică oculta nu mai vrea bășin de vacă în aerul curat al terei. Fă-ți cruce, Doamne, că noi nu mai putem. Ține mâinile la burtă ca să nu pleznească de râs. Taurina, vaca de lapte, acum este dușmanul numărul 1 al planetei. A devenit principalul poluator. Toate cătările acuzelor sunt între coarnele vacii. Vaca e de vină pentru tot, a declarat Petre Daia. Și nu putem trece nici peste Lucian Bode, încă ministru la interne. Omul care a deschis un al treilea proces contra Universității Babeș-Bolyai într-o tentativă disperată de a-și proteja cunoscutul plagiat. Astfel, ministrul de interne, Lucian Bode, a reacționat după ce Comisia de Etică a Universității a analizat teza sa de doctorat și a ajuns la concluzia că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. Ei bine, în loc ca domnul Bode să demisioneze, cum sună asta? Ministrul de interne, hoț, a devenit procesoman, intentând UBB numai puțin de 3 procese. Plagiatorul susține că demersul UBB este un precedent extrem de periculos, nu doar pentru lumea academică, dar și pentru principiile care guvernează statul de drept. Și că teza sa de doctorat a parcurs absolut toate etapele de analiză și a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare. Și acuză că Universitatea din Cluj a dat curs unor presiuni. După principiul deja mult prea cunoscut, hoțul strigă hoții. Și nu putem trece nici peste liberalul Daniel Fenechiu, care a încercat să dea o lege pe șustache, lege care permitea ca SRI și STS să se amestece în securitatea cibernetică a dosarelor judiciare. Dar cum galeria monștrilor politici este prea lungă, din păcate, și nu o putem aminti pe toată aici, promitem că vom reveni. Prietenii, mulțumim lui George Hodorogea pentru acest pamflet și vouă pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine vă dorim. Pe curând!